Reprezentanții sectorului social-misionar al Arhiepiscopiei Sibiului au vizitat astăzi de Ziua Internațională a Femeii pe bătrânii de la Căminul de Vârstnici din municipiul Sibiu. Beneficiarii așezământului au participat la un moment artistic, apoi au primit daruri. Activitatea de 8 martie a fost organizată de Arhiepiscopia Sibiului împreună cu Liceul de Industrie Alimentară Terezianum din Sibiu și cu Școala Gimnazială din localitatea Cristian. Elevii sibieni au pregătit pentru bătrâni produse de patiserie și au susținut un moment artistic din care nu au lipsit poeziile și cântecele dedicate mamei. De asemenea, două eleve de la Școala Gimnazială din localitatea Cristian i-au încântat pe vârstnici cu melodii tradiționale românești. Împreună cu cei de la Liceul Terezianum, i-am putut bucura cu produse de patiserie, cu o floare, cu un gând bun într-o felicitare și cu cei de la școala din Cristian, cu un mini-spectacol de pricezne și de cântece folclorice și sperăm noi că plecând și noi cu această încărcare de bucurie de aici, din mijlocul lor, și ei să rămână cu prețuirea pe care noi le-am adus-o și le-am urat-o acestor bătrâni ai noștri și în special femeilor și mamelor de aici, care astăzi sărbătoresc 8 martie. Le urăm la mulți ani și vom mai fi în mijlocul lor. Vizita tinerilor și a reprezentanților Arhiepiscopiei Sibiului a adus multă bucurie în sufletele bătrânilor îngrijiți în acest așezământ. Nu este prima acțiune de care beneficiem ca urmare a grijii și afecțiunii înaltului părinte. Noi nu putem să spunem decât că mulțumim deosebit, că suntem încântați. Credem că asemenea momente sporesc starea de bine, de sănătate, de bucurie și de încântare a beneficiarilor noștri și în acest context consider că scopul a fost atins. Mulțumim deosebit organizatorilor și invitația de a fi mereu prezenți ori de câte ori este posibil. Vizitele reprezentanților sectorului social-misionar al Arhiepiscopiei Sibiului la Căminul de Vârstnici din oraș constituie o tradiție. Beneficiarii primesc sprijin și asistență religioasă în mod constant, iar în viitorul apropiat sunt programate activități similare.